Grav accident rutier pe un bulevard din Brașov. Un bărbat de 64 de ani a murit, iar alte 5 persoane, printre care și o adolescentă, au fost rănite în urma unui impact violent dintre un taxi și un autoturism care circula regulamentar. Informațiile preliminare arată că accidentul a avut loc după ce taximetristul a suferit un infarct la volan. Un bărbat de 64 de ani a murit, iar alte 5 persoane, printre care și o adolescentă de 16 ani, au fost rănite în urma unei ciocniri frontale dintre un taxi și o mașină care circula regulamentar. Potrivit martorilor, șoferul taxiului ar fi pierdut controlul direcției și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu cealaltă mașină. La fața locului au ajuns de urgență două echipaje SMURD, două ambulanțe ale serviciului județean, un echipaj pentru descarcerare, o auto specială cu apă și spumă, precum și mai multe echipaje ale poliției rutiere. La sosirea salvatorilor, taximetristul a fost găsit în stop cardiorespirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Totodată, două persoane au fost găsite încarcerate printre fiarele contorsionate ale autoturismului lovit de taxi, iar adolescenta de 16 ani a suferit un traumatism craniofacial și unul la coloană. Accidentul a avut loc pe bulevardul Saturn, o arteră intens circulată a orașului Brașov. În urma acestuia, traficul în zona a fost restricționat, fiind afectată total circulația transportului în comun pentru câteva zeci de minute. Din primele informații, taximetristul ar fi scăpat mașina de sub control după ce a făcut infarct la volan.